Toamna, poate cel mai fotogenic anotimp al anului, este bogată în peisaje absolut spectaculoase care încântă privirile oricui. Oriunde v-ați afla, covorul de frunze colorate și foșnetul celor care plutesc prin aer nu au cum să vă lase indiferenți. Iar cei care profită din plin de această perioadă a anului sunt chiar fotografii care, ajutați de natură, imortalizează adevărate opere de artă. Într-o perioadă atât de agitată cum este cea prin care trecem, frumusețea naturii rămâne un punct de stabilitate. Nuanțele galbene și arămine îndeamnă zilele acestea la relaxare și transformă peisajul ce ne înconjoară într-unul de poveste. Explozia de culoare din ultimul timp atestă că toamna este cel mai escusit pictor. Peisajele superbe din jurul nostru încântă privirile tuturor, dar cei care se bucură cel mai mult de acest anotimp sunt chiar fotografii. Toamna este cel mai iubit anotimp al anului. Este momentul în care natura capătă cele mai multe culori. Este momentul de bucurie pentru fotograf și nu numai. Galbenul, portocaliul și arămiul frunzelor care întregesc peisajul tomnatic sunt adevărate muze pentru fotografi. Cred că mulți fotografi sunt de acord cu mine că toamna este cel mai spectaculos sezon. Natura capătă niște culori impresionante, iar pentru noi fotografii este în permanență o bună sursă de inspirație. Pe lângă peisajele frumoase, iubitorii de drumeții în natură încă se pot bucura de aer curat, relaxare și temperaturi blânde înainte de venirea iernii.